Dacă ai fost implicat emoțional într-o relație, despărțirile sunt foarte nasoale. Astăzi vom vorbi despre cum să treci mai ușor peste o despărțire și vă voi spune din propria experiență ceea ce este indicat și ceea ce nu este indicat să faci ca să minimizezi efectul suferinței, pentru că inevitabil va exista. Nu ai ce să faci în legătură cu asta, dar ai în schimb puterea să stabilești pentru cât timp, așa că să-i dăm drumul. Există 3 tipuri de despărțiri. Prima în care doar o parte și-o dorește, a doua în care ambele părți și-o dorește și a treia în care niciuna nu și-o dorește, dar sunt nevoite din cauza circumstanțelor nefavorabile. În primul caz, unul suferă mai mult, adică cel care nu și-a dorit despărțirea. Aceasta e cea mai răspândită situație de despărțire și dacă te regăsești în pielea celui părăsit, trebuie să știi câteva lucruri, și anume: să nu mai intri în contact și să nu mai inițiezi nicio conversație cu fostul partener, chiar dacă îți e foarte dor de el sau ea. A avut un motiv pentru care s-a despărțit de tine și tu nu poți să-l aduci cu forța înapoi, așa că cea mai bună variantă e să mergi mai departe cu viața ta și să nu-l mai contactezi niciodată. Se vor întoarce înapoi din propria inițiativă dacă își doresc cu adevărat asta și abia atunci poți alege dacă doriți să vă împăcați sau nu. Dar trebuie să știi că relația nu va mai fi niciodată ca înainte și șansele să vă despărțiți a doua oară vor fi cu mult mai mari decât înainte să vă despărțiți prima oară. Iar în al doilea caz, cel în care vă despărțiți de bunăvoie, șansele de împăcare sunt mult mai mari, mai ales dacă ați avut o relație de lungă durată. Iar al treilea caz, cel în care intervine ceva neplăcut, iar relația voastră nu mai poate continua, dacă alegeți să rămâneți împreună, tot va exista o suferință a despărțirii. În toate cele trei cazuri există suferință. Cum putem scăpa de ea? Ei bine, răspunsul, așa cum am spus la început, e timpul. Timpul va reduce suferința, dar tu poți face ceva ca să scurtezi acest proces, și anume, acum e cel mai potrivit timp să te focusezi pe tine, să investești în tine și să faci ceea ce îți place. În aceste momente, cel mai important lucru ești tu, nu partenerul, nu fostul, nu părinții, tu ești cel mai important, trebuie să ai grijă de tine. La fel de important este să nu te izolezi și să spui ce ai pe suflet, fie prietenilor sau familiei. Fă lucruri care îți ridică starea de spirit, lucruri care te fac să zâmbești și să nu te mai gândești la ce e rău. Și încă ceva, știi de ce suferința e atât de mare? Pentru că ai devenit dependent de fostul partener. Cu alte cuvinte, ți-ai pus toată fericirea în el sau ea. Ăsta e și motivul pentru care tinerii de 15, 16, 17 ani, mai ales fete, încă plâng după fostul, chiar dacă sunt deja într-o altă relație. În momentul în care fericirea ta provine de la altcineva sau de la altceva, pentru că dependența se poate crea și în cazul obiectelor materiale sau a animalelor, ești pierdut. Pentru că tot ce e în afara ta poate dispărea în orice clipă, iar dacă tu ți-ai pus fericirea în acel ceva, va dispărea și fericirea ta. Așa că sfatul meu este să înveți să devii independent și să înveți în primul rând să te iubești pe tine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să dați un follow la Iacobescu de pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și încă ceva, sunt în stafful unei petreceri de pe 24 august, se numește Yacht Master și se ține la Vela. Dacă doriți să aflați mai multe sau doriți bilete, știți unde mă puteți contacta. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orateu. Pa, pa!